Otita externă este numită și boala notătorului. Cum contribuie în notul la declanșarea acestei afecțiuni? Deci, în primul rând, aș defini otita externă ca fiind un proces inflamator dezvoltat la nivelul tegumentului conductului auditiv extern, care afectează întregul conduct auditiv. Deci, apare cel mai frecvent prin expunerea îndelungată la umiditate crescută. Deci, astfel, băile frecvente și notul în piscină sau mare favorizează înmulțirea bacteriilor care generează infecția prin stagnarea apei în conductul auditiv extern. În notul este singurul factor care contribuie la declanșarea acestei afecțiuni? Există și alte contexte în care ea poate fi declanșată? Notul nu este singurul care contribuie la declanșarea acestei afecțiuni, dar am spus că apare frecvent datorită umidității crescute, de aceea se și consideră că vara este sezonul cel mai propice pentru dezvoltarea acestei afecțiuni. Pe lângă aceasta, alți factori care contribuie la favorizarea și la apariția infecției sunt suprainfecția unei eczeme localizate la nivelul tegumentului conductului auditiv extern, folosirea excesivă a bețișoarelor cu vată, care diminuă secreția ceruminoasă, se știe că cerumenul are o activitate bactericidă, imunitatea locală scăzută, diabetul zaharat, traumatismele locale, care de obicei pot să apară în urma folosirii excesive a bețișoarelor de ureche. Care sunt simptomele otitei? Deci, inițial, procesul inflamator determină apariția pruritului la nivelul conductului auditiv extern. Apoi, accentuarea procesului inflamator duce la instalarea otalgiei intense. Aceasta prezintă perioade de exacerbare nocturnă și se datorează edemului, care crește presiunea exercitată de epiteliu asupra peretelui conductului auditiv extern. Astfel, orice mișcare în articulația temporomandibulară, la nivelul pavilionului urechis și a conductului auditiv extern cartilaginos, contribuie la accentuarea durerii. Patognomonic este sensibilitate dureroasă la apăsarea pe tragus. Tumefacția tegumentelor duce la o stenoză a conductului auditiv extern și prin acumularea de exudat apare hipoacuzia. Otorea inițial este seroasă, apoi devine viscoasă, purulentă și conține germeni și celule epiteliale descoamate. Semnele generale ale sindromului toxic, cum ar fi febra, apar doar în cazul diseminării limfatice a infecției. Astfel apare și o adenopatie satelită cu localizare în triunghiul cervical anterior-superior, în regiunea parotidiană sau retroauricular. În cazul în care un pacient intuiește că are otită, poate să facă ceva, să-și aplice vreun tratament înainte de a ajunge la medic? Simptomul pentru care pacientul se prezintă în cabinet este cel mai frecvent otalgia. Așa că orice pacient pe care îl supără urechea ar fi foarte bine să se prezinte la medic și să nu își înceapă o automedicație. Care sunt cele mai frecvente greșeli de automedicație pe care le fac pacienții care au otită? Pacienții își autoadministrează antibiotice, uneori necorespunzătoare, și își instilează în ureche anumite picături care nu sunt eficiente în tratamentul otitei externe. Cum se tratează, de fapt, din punct de vedere medical, otita externă? Deci, tratamentul otitei externe este un tratament medical și cuprinde antibiotice, antiinflamatoare și antalgice pentru remiterea inflamației și ameliorarea durerii, și tratamentul local, care presupune toaletarea cu blândețe a conductului auditiv extern prin aspirații auriculare, urmate de otopansament auricular. Acestea, în funcție de gravitatea procesului inflamator, ar trebui efectuate zilnic. Prin ce se caracterizează otita externă față de otita medie? Otita externă este localizată la nivelul tegumentului conductului auditiv extern și cuprinde conductul auditiv, deci se localizează la nivelul urechii externe. Otita medie se referă la inflamația urechii medii. În otita externă, tegumentele sunt hiperemice, prezintă infiltrat inflamator și sunt sensibile la introducerea specului. În general, timpanul este integru, cu toate că există unele cazuri în care leziunilor de otită externă li se poate asocia și o miringită, adică inflamația membranei timpanice, prin evoluția îndelungată a acesteia și extensia ei la nivelul timpanului. În otita medie, timpanul este congestionat, este hiperemiat, dar cu conductul auditiv extern integru și de aspect normal.
Cum poate fi prevenită otita? Ce anume ar trebui să evităm pentru a nu se declanșa această afecțiune? Deci prevenirea otitei externe reprezintă de fapt cea mai eficientă metodă de tratament. Înainte de a vă băga în apă, ar trebui să utilizați dopuri pentru urechi sau să instilați în conductul auditiv extern picături de alcool pentru a preveni dezvoltarea germenilor. Utilizarea bețișoarelor cu vată pentru curățarea urechilor este prohibită, deoarece, în primul rând, îndepărtează stratul ceruminos, care are un rol de protecție, cel mai mult de activitate bactericidă, apoi se creează leziuni de grataj, pe fondul cărora apare această inflamație a urechii externe. Există persoane care au o secreție în exces a cerumenului și aceste bețișoare de urechi împing cerumenul către membrana timpanică, ducând la instalarea unei hipoacuzii. Și mai grav, se poate perfora timpanul. Aceste bețigașe de urechi pot fi înlocuite cu altceva? Se recomandă totuși toaletarea urechii externe? Da, toaletarea urechii externe se va face fie cu colțul prosopului după duș sau după baie sau cu un tifon înfășurat pe deget.